În ianuarie, când a fost protestul, și numai în ianuarie, în orice caz, domnul polițist Covaci de la Timișoara a fost cu noi, poporul. A fost și cu transportatorii, a fost și cu agricultorii, îmbrăcat în haina statului și ne-a susținut drepturile. Acum, în urma întâlnirii cu doamna Iovanovici Șoșoacă, este tras la răspundere, din câte am înțeles, nu vreau să vorbesc prostit, cei 10% din salariu timp de 3 luni de zile, plus că nu o să-l mai vedem pe drumuri. Eu zic în felul următor, să intrăm toți pe acel link pmarondgov.ro și să formulăm un e-mail sau CNCR împotriva discriminării și împotriva abuzurilor din poliție, unde prea măriții, prea stimații, prea hoții conducerii vor să pună la pământ un om corect, un om care a ținut și ține cu poporul. Repet, nu pup pe nimeni, dar cum el a fost cu noi când am avut nevoie, haideți și noi acum cu el și să nu-l lăsăm. Cred că ăsta ar fi cel mai bun mod de exprimare și de umanitate pentru el. Și polițiștilor, voi care sunteți la măsuri de ordine, mesajul meu este foarte clar. Acum este momentul vostru să arătați că sunteți o forță, sunteți o putere și nu sunteți o mămăligă a clasei politice. Voi sunteți polițiști români plătiți de către societate. Nu sunteți mămăliga guvernului, ca după ce pleacă guvernul galben, roșu sau albastru, noi să fim înjurați încă 10 ani pentru mizerile clasei politice. Noi suntem polițiști români și servim societatea. Acum dați avertismente. Avertismente verbale 200 pe zi. Voi puteți, puterea stă la voi în toți. Sunteți o forță. Suntem peste 40.000 de polițiști în țara asta. Că voi v-ați folosit creierul toți, vă asigur că guvernul ăsta n-ar face o mămăligă din sistemul din care și eu fac parte. Covaci Valer nu este o mămăligă. Asta îmi doresc din tot sufletul, să fie fiecare polițist român să-și folosească creierul. Da? Când guvernul are o problemă, guvernul nu iese să negocieze. Guvernul lasă poliția română să dea amenzi. Da? Și lasă poliția română să se certe cu protestatarii. Greșit! Guvernul să iasă la negociere, pentru că este momentul guvernului să negocieze.